Dragi prieteni, iată, avem în imagini procesiunea care a intrat în Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași. În față a fost crucea procesională, evangheliarul, au fost candidații la hirotonirea diaconală, preoții de la seminar, prietenii apoi acestor candidați care deja așteptau în catedrală, în băncile din catedrala noastră. Putem să îi vedem pe preasfințiții noștri, preasfințitul Iosif Pauleț, episcopul romano-catolic de Iași, preasfințitul Petru Gherghel, episcop emerit, este și, bineînțeles, părintele rector, monseniorul Benone Farcaș, de la Institutul Teologic Sfântul Iosif din Iași, și părintele provincial Gheorghe Damian Pătrașcu, de la frații minori conventuali, provincia Sfântul Iosif din România. Sunt, iată, deja ajunși la altarul catedralei, preasfințitul Iosif incenzează altarul de jertfă, unde se va desfășura Sfânta Liturghie. Corul Institutului Teologic Sfântul Iosif din Iași asigură, putem să spunem, soțește rugăciunea și cântarea la această celebrare. Sunt în catedrală rudele acestor candidați, spuneam, într-un număr restrâns din cauza situației în care ne aflăm, de altfel și preoții păstrează distanța între ei și purtând masca pentru a ne proteja, spuneam, pe noi și pe cei dragi. E un semn al iubirii, pentru că acest lucru ne învață biserica, ne învață tocmai legea iubirii, să-i protejăm și pe cei dragi din jurul nostru. Dăm acum legătura în catedrală pentru cuvintele de introducere ale preasfințitului Iosif Pauleț. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Astăzi, în solemnitatea neprihănitei zămisliri a Preasfintei Fecioare Maria, aici, în catedrala noastră din Iași, are loc un eveniment deosebit care îmbucură inimile noastre. E vorba de acești 17 tineri studenți teologi care, la capătul unei pregătiri îndelungi, vor primi taina diaconatului. Îi însoțim cu rugăciunile noastre și îi mulțumim lui Dumnezeu, mai întâi că ne-a dat-o pe Sfânta Fecioară Maria, neprihănit zămislită, dar îi mulțumim și pentru aceste vlăstare, acești tineri care sunt gata, asemenea Fecioare Maria, să-și dăruiască viața, să-și consacre viața în slujba lui Dumnezeu și în slujba Bisericii, ca să avem parte de roadele jertfei Sfintei Liturghii,
ca întotdeauna la început ne recunoaștem păcatele și cerem iertare lui Dumnezeu. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, tururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase,
împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Dumnezeule, prin zămislirea neprihănită a Fecioarei Maria, Tu i-ai pregătit lăcaș vrednic Fiului Tău. Te rugăm ca după cum ai ferit-o pe ea de orice prihană, pentru meritele morții lui Hristos, să ne dai și nouă prin mijlocirea ei harul de a ajunge curați la Tine, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Cartea Genezei. După ce Adam a mâncat din pom, Domnul Dumnezeu l-a chemat pe om și i-a zis: Unde ești? El a răspuns: Am auzit glasul tău în grădină și mi-a fost frică, pentru că sunt gol și m-am ascuns. Și el a zis: Cine ți-a făcut cunoscut că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns: Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie cu mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Domnul Dumnezeu i-a zis femeii: De ce ai făcut aceasta? Femeia i-a răspuns: Șarpele m-a amăgit și am mâncat. Domnul Dumnezeu i-a zis șarpelui: Fiindcă ai făcut aceasta, blestemat să fii mai mult decât toate animalele și toate ființele câmpului. Pe pântece să umbli și țărână să mănânci în toate zilele vieții tale. Dușmănie voi pune între tine și femeie, între descendența ta și descendența ei. Aceasta îți va pândi capul și tu îi vei pândi călcâiul. Și omul a dat femeii sale numele de Eva, pentru că ea a devenit mama tuturor celor vii. Cuvântul Domnului. Cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate. Cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate. Dreapta și brațul lui cel sfânt i-au venit în ajutor. Și-a făcut cunoscută mântuirea și-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor și-a adus aminte de îndurarea și fidelitatea lui față de casa lui Iisus.
Israel. Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați de bucurie către Domnule toți locuitorii pământului. Aclamați, cântați psalm și tresăltați de bucurie. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni. Fraților, binecuvântați să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice spirituală în cele cerești, în Hristos, întrucât ne-a ales în El mai înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și neprihăniți înaintea Lui. În iubire, El ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Iisus Hristos, după placul voinței sale, spre lauda gloriei Harului Său, cu care ne-a copleșit în Fiul Său prea iubit. În El, în care am fost chemați, am fost rânduiți de mai înainte, după planul aceluia care lucrează toate, după hotărârea voinței sale, ca noi, care mai dinainte am sperat în Hristos, să fim spre lauda gloriei sale. Cuvântul Domnului. Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Cartea genealogiei lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Abraham. Abraham i-a dat naștere lui Isaac. Isaac i-a dat naștere lui Iacob. Iacob le-a dat naștere lui Iuda și fraților lui. Iuda le-a dat naștere lui Fares și lui Zara din Tamar. Fares i-a dat naștere lui Esrom. Esrom i-a dat naștere lui Aram. Aram i-a dat naștere lui Aminadab. Aminadab i-a dat naștere lui Naason. Naason i-a dat naștere lui Salmon. Salmon i-a dat naștere lui Boz din Rahab. Boz i-a dat naștere lui Obed din Rut. Obed i-a dat naștere lui Iese. Iese i-a dat naștere lui David, regele. David i-a dat naștere lui Solomon din femeia lui Urie. Solomon i-a dat naștere lui Roboam. Roboam l-a născut pe Abia. Abia i-a dat naștere lui Asaf. Asaf i-a dat naștere lui Iozafat.
Iosafat i-a dat naștere lui Ioram. Ioram i-a dat naștere lui Ozia. Ozia i-a dat naștere lui Ioatam. Ioatam i-a dat naștere lui Ahaz. Ahaz i-a dat naștere lui Ezechia. Ezechia i-a dat naștere lui Manase. Manase i-a dat naștere lui Amos. Amos i-a dat naștere lui Iozia. Iozia i-a dat naștere lui Iehonia și fraților lui în timpul deportării în Babilon. După deportarea în Babilon, Iehonia i-a dat naștere lui Salatiel. Salatiel i-a dat naștere lui Zorobabel. Zorobabel i-a dat naștere lui Abiud. Abiud i-a dat naștere lui Eliachim. Eliachim i-a dat naștere lui Azor. Azor i-a dat naștere lui Sadoc. Sadoc i-a dat naștere lui Ahim. Ahim i-a dat naștere lui Eliud. Eliud i-a dat naștere lui Eleazar. Eleazar i-a dat naștere lui Matan. Matan i-a dat naștere lui Iacob. Iacob i-a dat naștere lui Iosif, soțul Mariei, din care s-a născut Iisus, cel care se numește Hristos. Nașterea lui Iisus Hristos însă a fost astfel. Mama lui, Maria, fiind logodită cu Iosif, înainte ca ei să fi fost împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, soțul ei, fiind drept și nevoind să o expună, a vrut să o lase nascuns. Cugetând el la acestea, iată că un înger al Domnului i-a apărut în vis spunându-i: Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, soția ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, căci el va mântui poporul său de păcatele sale. Toate acestea s-au petrecut ca să se împlinească ceea ce fusese spus de Domnul prin profetul care zice: Iată, fecioara va zămisli și va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tradus înseamnă Dumnezeu cu noi. Cuvântul Domnului. Să se apropie cei care urmează să fie hirotoniți diaconi. Dămătărg Toma, din parohia Sfânta Tereza Roman, pentru dieceza de Iași. Cobzaru Adrian, din parohia Trupul și Sângele Domnului Ghereiești, pentru Ordinul Fraților Minori Conventuali. Pița Emanuel, din parohia Sfântul Iosif Muncitorul Buruienești, pentru Ordinul Fraților Minori Conventuali. Cochior Iulian, din parohia Sfântul Mihail Valea Mare, pentru Arhidieceza de București. Prezent. Talaz Adrian, din parohia Nașterea Sfintei Fecioare Maria Arini, pentru Dieceza de Iași. Prezent. Minac Ionuț Lucian, din parohia Sfântul Iosif Muncitorul Piatra Neamț, pentru Dieceza de Iași. Gundel Richard Mihai, din parohia Preasfânta Treime, Gura Humorului, pentru dieceza de Iași. Fechet Iosif Adrian, din parohia Sfântul Iosif Muncitorul Barticești, pentru Arhidieceza de București. Onode Paul Gabriel, din parohia Sfântul Luca, Somușca, pentru Arhidieceza de București. Antili Liviu Leonard, din parohia Sfânta Fecioară Maria Regină Tămășeni, pentru dieceza de Iași. Păuleț Marian, din parohia Adormirea Maicii Domnului Pildești, pentru dieceza de Iași.
Simon Ștefan Emanuel, din parohia Înălțarea Sfintei Cruci, Șcheia, pentru dieceza de Iași. Paul Gabriel, din parohia Sfânta Cruce, Bacău, pentru Ordinul Fraților Minori Conventuali. Vătămânelu Marian Emanuel, din parohia Sfânta Fecioară Maria Regină, Tămășeni, pentru Ordinul Fraților Minori Conventuali. Budău Narcis Iosif, din parohia Sfântul Mihail, Satul Nou, Bacău, pentru dieceza de Iași. Doboș Claudiu Ignațiu, din parohia Nașterea Sfintei Fecioare Maria, Valea Seacă, pentru dieceza de Iași. David Eduard Cristian, din parohia Sfânta Fecioară Maria, Regina Rozariului, Tuta, pentru dieceza de Iași. Preasfințite, Sfânta Maică Biserică vă cere să-i hirotoniți pe acești frați ai noștri pentru misiunea de diacon. Știi că sunt vrednici? Din informațiile primite de la poporul lui Dumnezeu și după aprecierea celor care s-au ocupat de formarea lor, dau mărturie că au fost aflați vrednici. Cu ajutorul lui Dumnezeu și al Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, îi alegem pe acești frați ai noștri pentru treapta diaconatului. Mulțumim lui Dumnezeu! Excelența voastră, preasfințite Petru, episcop emerit de Iași, cucernice părinte provincial, cucernici părinți rectori, cucernice părinte Emil, reprezentantul înalt preasfințitului Aurel, astăzi este în sărbătoare ziua hirotonirii sale ca episcop, nu Emil, ci înalt preasfințitul. Iubiți părinți concelebranți, dragi candidați la Ordinul Diaconatului, iubiți credincioși, dragi seminariști, dragi persoane consacrate și iubiți credincioși care sunteți în comuniune cu noi în acest ceas de sărbătoare prin mijloacele moderne de comunicare, prin RCS Media și Maria TV. În anul 1858, Sfânta Fecioară Maria s-a arătat de 18 ori la Lourdes, într-o grotă, unei copile bolnave, Bernadeta Subiru. Și într-una din aceste apariții și-a dezvăluit numele, confirmând dogma de credință pe care cu 4 ani înainte Papa Pius al IX-lea, la 8 decembrie 1854, a dat-o, și anume: Eu sunt neprihănita zămislire. Atunci când curioșii, mai ales, o întrebau pe Bernadeta cum arăta acea doamnă frumoasă care îi spui tu că ți s-a arătat, multă vreme a refuzat să dea răspuns pentru că nu găsea în limbajul omenesc cuvinte care să descrie frumusețea acelei doamne cerești, adică a Preacuratei Fecioare Maria. Dar pentru că acești curioși insistau cu întrebarea, ea le răspunde cu aceste cuvinte rămase memorabile: dacă ai văzut-o odată pe Maica Domnului, ai vrea să mori ca să o mai vezi odată. Așa de frumoasă era Sfânta Fecioară Maria, neprihănita zămislire. Iată de ce Biserica,
cânte de viacuri și va cânta mereu, cum am făcut-o și noi în cadrul novenei de pregătire pentru această zi solemnă, toată frumoasă ești, Marie, și prihană strămoșească nu este în tine. Tu ești cinstea Ierusalimului, tu ești gloria poporului lui Dumnezeu și așa mai departe. Roagă-te pentru noi, mijlocește pentru noi la Domnul Iisus Hristos. Sărbătoarea neprihănitei zămisliri de astăzi, 8 decembrie, este o sărbătoare care ne invită pe toți la bucurie, la bucurie în Domnul. Să nu uităm că Sfânta Fecioară Maria este Maica Domnului, de la Dominus, a Stăpânului Cerului și al Pământului, Mama Domnului Hristos, dar este și mama noastră, adică mama Bisericii. Și cum spune Sfânta Biserică în Constituția Dogmatică Lumen Gentium la numărul 68, Maria este semn de speranță sigură și de consolare. Suntem în anul speranței, an liturgic. Privim la neprihănita Fecioară Maria și o luăm ca model, ca exemplu, atât pentru pregătirea noastră spirituală pentru marea sărbătoare a Crăciunului, dar o luăm și ca model de speranță sigură, cum spune Conciliu, și de consolare pe drumul vieții noastre pământești, mai ales în aceste vremuri de grea încercare pentru întreaga omenire. Numele de neprihănita zămislire vine de la dogma promulgată, cum spuneam, de Papa Pius al IX-lea. El zicea, atunci când a promulgat această dogmă, adică ce a făcut de fapt Papa, a declarat solemn, cu autoritatea pe care o avea el ca urmaș al lui Petru, ca vizibil al Bisericii, un adevăr pe care Biserica l-a crezut întotdeauna despre Sfânta Fecioară Maria, și anume că ea, printr-un privilegiu unic al lui Dumnezeu, în vederea meritelor, nu ale sale, ci în vederea meritelor Fiului Său, a fost ferită de orice prihană a păcatului strămoșesc încă din prima clipă a existenței sale. Cu alte cuvinte, Sfânta Fecioară Maria a intrat în istoria noastră omenească ca o creatură în totalitate salvată, fără nicio vină și în același timp plină de harul lui Dumnezeu. Bucură-te, o, tu plină de har, o salută îngerul Gabriel. Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Cheia pentru a înțelege solemnitatea de astăzi poartă numele de milostivire. Într-adevăr, Fecioara Maria este neprihănit zămislită, imaculată, toată frumoasă, fără egal între făpturile acestui pământ, datorită milostivirii lui Dumnezeu, care a copleșit-o cu darurile sale, dar în același timp și datorită disponibilității ei de a colabora cu harul divin. Lecturile pe care Biserica ne dă să le citim și să le medităm în această mare solemnitate ne prezintă două momente decisive din istoria mântuirii, această istorie a relației lui Dumnezeu cu omenirea. Primul l-am auzit în prima lectură luată din Cartea Genezei, în urma păcatului strămoșesc. Omul ce-a făcut? S-a îndepărtat de Dumnezeu.
a început să se ascundă de Dumnezeu, nemai putând să aibă o relație profundă, o relație directă cu Creatorul său. Și atunci Domnul a început să-l caute pe om. Interesant, a început să-l caute pe om. Adame, unde ești? M-am ascuns. De ce s-a ascuns? Pentru că a încălcat legea, voința lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, vedem, îl caută pe om. Ei bine, de atunci Dumnezeu nu a obosit niciodată să-l caute pe om, pentru a-i propune fericirea cea adevărată și neperitoare. Fericire pe care a pierdut-o din cauza neascultării, din cauza păcatului. Întreaga Biblie, întreaga Sfântă Scriptură și toată istoria Bisericii, de la începuturi până astăzi, nu este altceva decât o mărturie a acestei căutări neîntrerupte din partea lui Dumnezeu. Și al doilea moment decisiv îl găsim în Sfânta Evanghelie. Dumnezeu nu se dă bătut niciodată, ci în marea sa bunătate este capabil să o ia mereu de la început, să creeze mereu noi începuturi. Despre acest lucru ne vorbește Sfânta Evanghelie a Bunei Vestiri. Dumnezeu nu renunță niciodată, ci găsește mereu noi căi pentru a veni în întâmpinarea omului, pentru ca să-i arate cât de mult îl iubește și cât de mult își dorește să-l salveze. Îngerul Gabriel se adresează Mariei în momentul Bunei Vestiri, spunându-i: bucură-te, o plină de har, Domnul este cu tine. Deci Maria este plină de har, Maria este plină de Dumnezeu, este îmbrăcată de Dumnezeu cu ce avea Dumnezeu mai scump, și anume harul său. Și Maria acceptă să colaboreze cu Dumnezeu, spunând: fie mie după cuvântul tău. Observăm aici că Sfânta Fecioară Maria nu opune niciun fel de rezistență, nu aduce niciun fel de obiecții, nici teologice, să spună: Dumnezeu n-are cum să se nască dintr-o făptură omenească. Ce diferență enormă este între Dumnezeu și om. Nu aduce nici obiecții personale ca să spună: cine sunt eu, Doamne, că te-ai gândit la mine, n-ai găsit pe altcineva? Nu. Nu aduce nici obiecții raționaliste. Nu reușesc să înțeleg ce vrea să facă Dumnezeu cu mine. Îmi este frică, dar nu se exprimă așa Fecioara Maria. N-aduce nici obiecții sociale, adică nu se gândește ce va spune lumea, ce va gândi lumea despre mine, nu. Maria pur și simplu se încrede în totalitate în Dumnezeu și în planul său de mântuire a lumii, oferindu-se să colaboreze fără rețineri cu harul ce i-a fost încredințat. Dragi candidați la Ordinul Diaconatului, asemenea Sfintei Fecioare Maria, Dumnezeu v-a căutat și pe voi și v-a chemat la o misiune specială în Biserica sa, o misiune care depășește cu mult capacitățile și posibilitățile noastre umane. Poate nici nu vă dați seama, dar așa este. Aceea de a fi mesageri ai iubirii lui Dumnezeu în lume, de a duce mângâierea și alinarea lui Dumnezeu oamenilor care au nevoie de ele. La aceasta v-a chemat Dumnezeu. Și asemenea Sfintei Fecioare Maria, după proclamarea Evangheliei, ați spus pe rând fiecare când v-a întrebat Părintele Rector:
prezent, prezent, prezent până la ultimul, prezent. Este cuvântul cel mai nobil pe care o creatură îl poate spune atotputernicului lui Dumnezeu. Sunt prezent, Doamne, sunt aici, la dispoziția Ta. Pot să contez pe mine, Doamne, sunt gata ca să Te slujesc și să Te vestesc neîncetat lumii la care Tu vrei să mă trimiți. Peste câteva momente veți primi în mână Evanghelia. Ca diaconi, de fapt, voi primiți două cărți. Amândouă încep cu litera B mare. Biblia și breviarul, care au semnificația lor. Biblia, Evanghelia lui Iisus, pe care eu o voi pune în mâinile voastre și voi folosi acest verb, primește. E ca și cum v-aș spune, asimilează-o, mănâncă-o, primește-o ca și cum ar fi viața ta. Viața ta să fie una cu Evanghelia pe care ești chemat ca să o predici. Viața ta să fie însăși Evanghelia. Biblia are nevoie, sigur, de foi tipărite, dar și de oameni care să devină, să spunem așa, silabe ale Evangheliei trăite. Mă bucur să vă pot spune astăzi, parafrazând cuvintele Sfântului Apostol Paul, 2 Corinteni 3:3, voi sunteți scrisoarea lui Hristos, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu, pe care Dumnezeu o trimite diecezei noastre, Arhidiecezei de București, și oriunde veți fi trimiși, Bisericii Universale. Voi sunteți această scrisoare. Și a doua carte pe care o primiți ca diacon este, ați primit-o deja, breviarul, liturgia orelor, carte oficială de rugăciune a bisericii. Nu putem transmite Evanghelia, nici noi episcopii, nici noi preoții, nici voi diaconii de azi înainte, oficial, nu putem transmite Evanghelia dacă nu stăm în genunchi și dacă nu-i ajutăm și pe alții să stea în genunchi, adică să se roage. Fiți maestri și modele de rugăciune pentru poporul lui Dumnezeu. Faceți în așa fel încât ceilalți să vadă prin gesturile voastre ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu. Încredințându-vă breviarul, biserica arată că se bazează pe voi ca mijlocitori publici, oficiali, între Dumnezeu și oameni. Buzele voastre aparțin de azi înainte poporului lui Dumnezeu, pentru că voi le veți folosi pentru a predica cuvântul lui Dumnezeu, dar pentru a și vă ruga. Rugați-vă cu cei care se roagă. Rugați-vă pentru cei care nu știu să se roage. Rugați-vă și pentru cei care nu vor să se roage. Rugăciune este esențială în viața unui diacon, în viața unui preot, ca și în viața unui creștin. Dragi candidați la Ordinul Diaconatului, comunitățile noastre parohiale, în special acelea din care vă trageți fiecare, v-au trimis, sau mai bine zis, v-au transmis credința și v-au ajutat să dezvoltați germenul vocației, acel sâmbure al vocației pe care cândva l-ați simțit în sufletul vostru. Astăzi, o parte din membrii acestor comunități, pentru că nu ne permit condițiile de pandemie, dar mulțumim lui Dumnezeu și pentru acestea, o parte vă înconjoară cu dragoste, cu afecțiune. Mulți vă urmăresc acum în transmisie directă, dar sunt și de aceia care nu au nici această posibilitate, dar știind că astăzi voi veți fi sfințiți diaconi, se unesc în rugăciune cu voi. Astăzi ei sunt martorii nașterii voastre ca miniștri ai lui Hristos și vă așteaptă ca să vă întoarceți în mijlocul lor cu Evanghelia și cu breviarul.
în mână, dar și suflecați așa pentru muncă, pentru muncă, pentru slujire. Ca păstor al diecezei de Iași împreună cu Preasfințitul Petru, îi mulțumim astăzi lui Dumnezeu pentru darul vocației voastre, rod al chemării și al iubirii multor persoane. Le mulțumim în mod special familiilor voastre din care vă trageți, în mijlocul cărora ați învățat să-L iubiți pe Dumnezeu, ați învățat să citiți Cartea Sfântă, ați învățat să vă rugați. Le mulțumim pentru că v-au oferit bisericii. Le mulțumim apoi părinților parohi, pentru că orice vocație se clădește pe vocațiile unor preoți pasionați de Hristos. Preotul, dacă nu-i pasionat de Hristos, e zero. Și spuneam că orice vocație se clădește peste vocațiile unor preoți pasionați de Hristos, care reușesc să transmită această pasiune și altora, și vouă. Le mulțumim. Și le mulțumim și preoților din seminar, în frunte cu rectorii și formatorii, cu toți preoții din seminariile noastre, tuturor celor implicați în formarea voastră, chiar și surorilor care v-au dat și vă dau de mâncare în seminar, și ele aduc aportul lor pentru ca să fiți oameni de nădejde ai bisericii, portavocea lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor la care veți fi trimiși. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ajute mereu cu harul Său, că nu pentru meritele voastre ați fost chemați, ci pentru că așa a voit Dumnezeu în bunătatea Lui, iar Sfânta Fecioară Maria să vă ia pe toți sub ocrotirea ei de mamă. Amin. Fraților prea iubiți, înainte de a intra în treapta diaconatului, trebuie să mărturisiți înaintea poporului că vreți să vă luați această misiune. De aceea vă întreb, voiți ca prin impunerea mâinilor mele și prin darul Duhului Sfânt să fiți consacrați pentru slujirea Bisericii? Vreți să împliniți cu dragoste și umilință datoriile diaconilor pentru ca să veniți în ajutor treptei preoțești și să promovați binele poporului creștin? Vreți să păstrați misterul credinței în inimi curate, după cum spune Apostolul, și să predicați această credință prin cuvânt și faptă, după învățătura Sfintei Evangheliei și tradiția Bisericii? Voi, care sunteți pregătiți să îmbrățișați celibatul, vreți să păstrați pentru toată viața în fața lui Dumnezeu și a Bisericii celibatul sacru pentru împărăția cerurilor și pentru slujirea lui Dumnezeu și a oamenilor, în semn că inima voastră este dăruită total lui Hristos? Voi toți vreți să păstrați și să alimentați spiritul de rugăciune în conformitate cu noua stare de viață de slujitori sacri și să aduceți la îndeplinire în fiecare zi recitarea fidelă a breviarului, liturgia orelor, pentru biserică și pentru întreaga lume? Vreți să vă orânduiți fără încetare viața voastră după exemplul lui Hristos, al cărui trup și sânge îl veți purta la altar?
împrămiți mie, promiți ordinarului tău respect și ascultare? Promit. Promiți ordinarului tău respect și ascultare? Promit. Ajută Dumnezeu. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în voi. Îmi promiți mie și succesorilor mei ascultare și respect? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Îmi promiți mie și succesorilor mei ascultare și respect? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Îmi promiți mie și succesorilor mei ascultare și respect? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Îmi promiți mie și succesorilor mei ascultare și respect? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Îmi promiți mie și succesorilor mei ascultare și respect? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Îmi promiți mie și succesorilor mei ascultare și respect? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Promiți episcopului diecezan și superiorului tău legitim respect și ascultare? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Promiți ordinarului tău ascultare și respect? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Promiți episcopului diecezan și superiorului tău legitim respect și ascultare? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Promiți episcopului diecezan și superiorului tău legitim ascultare și respect? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Îmi promiți mie și succesorilor mei ascultare și respect? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Promiți episcopului diecezan și superiorului tău legitim ascultare și respect? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Îmi promiți mie și succesorilor mei ascultare și respect? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Îmi promiți mie și succesorilor mei ascultare și respect? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine.
Îmi promiți mie și succesorilor mei ascultare și respect? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Fraților prea iubiți, să-L rugăm acum pe Dumnezeu Tatăl Atotputernicul să reverse cu bunătate binecuvântarea Sa asupra acestor slujitori ai Săi, pe care binevoiește să-i primească în treapta sfântă a diaconatului. Să încenunchem! Doamne, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, Sfinete Mihaile, Sfinete Gabriele, Sfinților Îngeri ai lui Dumnezeu, Sfinete Iosife, Sfinete Ioane Botezătorule, Sfinților Petru și Paul, Sfinete Andrei, Sfinete Ioane, Sfinete Maria Magdalena, Sfinete Ștefan, Sfinete Laurențiu, Sfinte Ignațiu de Antiohia, Sfinete Agnesa, Sfintelor Perpetua și Felicitas, Sfinte Grigore, Sfinte Augustine, Sfinte Atanasiu, Sfinete Vasile, Sfinete Martine, Sfinete Benedict, Sfinților Francisc și Dominic, Sfinete Toma, Sfinte Francisc Saveriu, Sfinete Ioane Maria Vianney, Sfinete Teresa,
Caterina de Siena. Sfinete Leonarde. Sfinete Narcis. Sfinte Iuliane. Sfinte Eduarde. Sfinete Cristiane. Sfinete Luciane. Sfinete Adriane. Sfinete Mariane. Sfinete Emanuele. Toți sfinții și sfintele lui Dumnezeu. Fii milostiv. De orice păcat, de moartea veșnică, prin întruparea ta. Moartea și învierea ta, prin trimiterea Duhului Sfânt, noi păcătoși, să binevoiești a cârmui și a păstra biserica ta sfântă. Ca să binevoiești a păstra în sfânta credință pe Sfântul nostru Părinte și toate treptele bisericești. Să binevoiești a dărui pace și bună înțelegere tuturor popoarelor. Ca să binevoiești a ne întări și a ne păstra pe noi înșine în slujba ta sfântă. Să binevoiește ai binecuvânta pe acești aleși ai tăi. Ca să binevoiește ai binecuvânta și ai sfinți pe acești aleși ai tăi. Să binevoiește, ai binecuvânta, ai sfinți și ai consacra pe acești aleși ai tăi. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu cel viu, Hristoase, auzi-ne. Hristoase, ascultă-ne. Doamne Dumnezeule, ascultă cu bunătate rugăciunile noastre, pentru ca ajutorul Tău
să fie mereu prezent în ceea ce vom săvârși prin puterea ce ni s-a încredințat. Sfințește cu binecuvântarea Ta pe aceia pe care îi credem vrednici după știința noastră să săvârșească cele sfinte prin Hristos, Domnul nostru. Ridicați-vă! Iată, dragi telespectatori și prieteni care sunteți în transmisiune directă la această Sfântă Liturghie deosebită de aici, de la Iași, vedem în imagini cum Preasfințitul Iosif Păuleț își impune mâinile peste fiecare candidat la dreapta diaconatului. Iată, îl invocă pe Duhul Sfânt, astfel încât viitorii diaconi, viitorii slujitori să fie diaconi buni. Am văzut diferite momente până în acest moment. Imediat după predică, toți candidații la diaconat au fost întrebați cu privire la disponibilitatea de a sluji bisericii, de a împlini datoriile diaconilor spre binele poporului lui Dumnezeu, de a păstra misterul credinței, dar și celibatul sacru, iar candidații au răspuns de fiecare dată: vreau. De asemenea, îngenunchiați în fața episcopului, candidații au făcut promisiunea de ascultare și respect și fiecare a ascultat din gura episcopului următoarele cuvinte: Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Iar în timpul litaniei tuturor sfinților, atunci când candidații au fost prosternați la pământ, ne-am rugat tuturor sfinților în această comuniune care se creează în biserică. Vedem așadar și ultimii candidați la treapta diaconatului cum au primit această rugăciune. Urmează rugăciunea de hirotonire. Candidații la diaconat vor încenunchea. Te rugăm, fii alături de noi, Dumnezeule atotputernic, izvorul harurilor, care împarți rangurile și orânduirile în datoririle fiecăruia, Tu rămâi mereu același, în timp ce toate le reînnoiești și în providența Ta veșnică toate le orânduiești. Prin cuvântul, puterea și înțelepciunea Ta, care este însuși Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, împlinește în timp planul Tău veșnic de iubire. Tu faci să crească și să se dezvolte ca un nou templu trupului Hristos, care este biserica Ta, împodobită cu felurite haruri cerești. În aleasă comuniune cu membrii a membrilor ei, unită de Duhul Sfânt printr-o alcătuire minunată,
Tu ai rânduit 3 trepte de slujitori înzestrați cu darurile sfinte ca să slujească numelui Tău, așa cum dintr-un început i-ai ales pe fiii lui Levi ca să slujească în cortul cel dintâi. Astfel, la începuturile bisericii Tale, apostolii fiului Tău, călăuziți de Duhul Sfânt, au ales 7 bărbați cu nume bun ca să-i ajute în slujirea zilnică, pentru ca ei să se poată ocupa mai intens cu rugăciunea și cu predicarea cuvântului. După ce s-au rugat și au impus mâinile asupra lor, le-au încredințat misiunea de a sluji la mese. Iar acum, Doamne, privește cu milă și asupra acestor slujitori ai Tăi, pe care îi consacrăm diaconi ca să slujească la altarele Tale sfinte. Trimite asupra lor, Te rugăm, Doamne, pe Duhul Sfânt, prin care să fie întăriți cu cele 7 daruri ale Duhului Tău, ca să-și poată îndeplini cu fidelitate lucrarea lor de slujire. Să prisosească în ei orice fel de virtute evanghelică, iubirea fără prefăcătorie, grija față de cei săraci și suferinți, autoritatea umilă, curăția și nevinovăția, respectarea disciplinei spirituale. Să strălucească în moravurile lor poruncile Tale, astfel încât exemplul vieții lor să îndemne poporul Tău sfânt să-i urmeze, încurajați de conștiința datoriei împlinite, să rămână tari și statornici în Hristos și mergând pe urmele Fiului Tău, care n-a venit să fie slujit, ci ca să slujească, să se învrednicească a domni împreună cu El în ceruri. El care împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Noi, diaconi, vor îmbrăca acum veșmintele specifice, stola și dalmatica. Dragi prieteni, iată, avem 17 noi diaconi în Biserica lui Hristos. În acest moment, diaconii îmbracă dalmatica, este haina specifică diaconului și am asistat cu toții la rugăciunea de hirotonire a diaconilor. Putem să spunem că acum sunt diaconi, e o bucurie pentru ei, cu siguranță emoțiile au crescut moment după moment, mai ales atunci când au fost prosternați la pământ și a fost invocată protecția tuturor sfinților prin litania tuturor sfinților care a fost intonată și e o bucurie pentru părinților, pentru prietenii acestor diaconi, pentru că îi văd la un capăt de drum, îi văd împlinindu-și misiunea, chemarea pe care au primit-o de la Bunul Dumnezeu. Sunt alături de ei, spuneam, rudele, prietenii, sunt preoții din comunitățile din care provin acești noi diaconi. Sunt însoțiți, iată, la acest moment din viața lor. Acum acești diaconi se îndreaptă către episcop pentru a primi Evanghelia, pentru că misiunea principală e de a-l însoți pe episcop, pe preoți la celebrările sfinte, dar și de a predica cuvântul Domnului atunci când este nevoie. Și cu Duhul Tău. Pace ție. Și cu Duhul Tău.
Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit. Ia aminte că ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție. Și cu Duhul tău. Pace ție. Și cu Duhul tău. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărei crainic ai devenit. Ia aminte ca ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție. Și cu Duhul tău. Pace ție. Și cu Duhul tău. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit. Ia aminte ca ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție. Și cu Duhul tău. Pace ție. Și cu Duhul tău. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit. Ia aminte ca ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție. Și cu Duhul tău. Pace ție. Și cu Duhul tău. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit. Ia aminte ca ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție. Și cu Duhul tău. Pace ție. Și cu Duhul tău. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit. Ia aminte ca ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție. Și cu Duhul tău. Pace ție. Și cu Duhul tău. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit. Ia aminte ca ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție. Și cu Duhul tău. Pace ție. Și cu Duhul tău. Pace ție. Și cu Duhul tău. Și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, a pătimit și s-a îngropat,
a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer. Thank you.
pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Binevoiește a primi, Doamne, jertfa mântuitoare pe care ți-o oferim în solemnitatea neprihănitei zămislirea Sfintei Fecioare Maria, și să ne bucur și dă-ne bucuria, ca după cum mărturisim că harul tău i-a ieșit în întâmpinare pentru a oferi de orice prihană, tot astfel, prin mijlocirea ei, să fim eliberați și noi de orice păcat, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu. Tu ai scutit-o pe Sfânta Fecioară Maria de pata păcatului strămoșesc și ai copleșit-o cu plinătatea harului ca să devină o mamă vrednică a Fiului Tău. În ea ne-ai oferit imaginea Bisericii, mireasa lui Hristos, fără pată, frumoasă și strălucitoare. Din ea, Fecioara Preacurată, s-a născut Mântuitorul, mielul nepătat, care ridică păcatele lumii. Pe ea ai ales-o dintre toate făpturile ca să fie model de sfințenie și mijlocitoare de haruri pentru poporul tău. De aceea, cu îngerii din ceruri, cântăm cu bucurie imnul de laudă. Sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El dându-se de bună voie spre pătimire,
a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și i-a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta, răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii și cu tot clerul. Adu-ți aminte și de frații noștri pe care ai voit să-i primești astăzi ca slujitori ai bisericii și de tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, și acum, conștienți și mândri de demnitatea noastră de copii ai lui Dumnezeu, demnitate primită la botez, să ne unim glasurile, să le înălțăm spre ceruri, rugându-ne împreună, așa cum ne-a învățat Iisus, prezent în mijlocul nostru: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă
greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și urmă. Dăruiți-vă un semn al păcii. Mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperimântul meu, dar spune mai cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos.
Dragi prieteni, suntem în acest moment la distribuirea Sfintei Împărtășanii din cadrul Sfintei Liturghii Pontificale din ziua de 8 decembrie, neprihănita zămislire, Sfânta Liturghie în cadrul căreia au fost hirotoniți diaconi 17 tineri. Vă invit să vă uniți împreună cu mine în rugăciune pentru a face o împărtășanie spirituală. O Iisuse, te cred de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vin sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va duce și în inima mea pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Doamne Iisuse, mântuitorul nostru, Tu ai chemat pe oameni la Tine pentru a-i mântui și pentru a le împărți binefacerile Tale divine. Vin și eu, plin de păcate și de greșeli, pentru a mă învrednici de iertare și pentru a implora harul Tău. Ajută-mă să fac bine și cu evlavie această împărtășanie spirituală, ca să mă învrednicesc de binecuvântarea și darurile Tale, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.
separare, apostle maligno, defende-me. In ora mortis me, care le-am primit, Doamne Dumnezeul nostru, să vindece în noi rănile păcatului strămoșesc, de care ai ferit-o în chip minunat, încă din clima zămislirii ei, pe Sfânta Fecioară Maria, prin Hristos Domnul nostru. Urmează îndată binecuvântarea finală, dar înainte de ea vreau să mă fac portavoce a Preasfințitului Petru, a Părintelui Provincial, a părinților rectori și profesori de la cele două seminarii, pentru a mulțumi împreună cu dumneavoastră toți lui Dumnezeu, în primul rând, pentru darul diaconatului făcut acestor 17 feciori, tineri, frumoși și la suflet și la trup, și să le dorim din suflet o activitate de slujire diaconală cu mult succes acolo unde va fi trimis fiecare, diaconatul fiind pasul decisiv spre Sfânta Preoție. De aceea, iubiți credincioși, vom continua să îi însoțim cu rugăciunile noastre pentru a primi și darul Sfintei Preoții și după aceea totdeauna să îi însoțiți pe preoți, pe episcop în primul rând, sau pe noi episcopii, dar pe toți preoții cu rugăciunile dumneavoastră, pentru că și noi ne rugăm în fiecare zi pentru dumneavoastră și uniți în rugăciune, simțindu-L pe Dumnezeu în noi, în mijlocul nostru, realizăm lucruri frumoase de care trebuie să ne bucurăm și neîncetat să-i mulțumim lui Dumnezeu. Un cuvânt de felicitare pentru toți acești 17 studenți teologi care au primit astăzi diaconatul, pentru daul pe care l-au spus lui Dumnezeu din toată inima, dar un cuvânt de felicitare și pentru părinții, frații, surorile, rudele și toți cei care, într-un fel sau altul, au spus câte o cărămidă
la edificiul vieții lor, ca ei să ajungă la acest moment frumos, festiv din viața lor. Un cuvânt de încurajare pentru seminariști, uite, acolo frumos, sus, așteaptă și ei să fie o încurajare pentru voi, să rămâneți statornici pe drumul chemării și să putem să vă cântăm și vouă într-o zi și să ne bucurăm împreună cu voi, slujindu-L pe Dumnezeu acolo unde El vă cheamă. Mulțumim tuturor participanților și de asemenea vreau să mai adaug un cuvânt de felicitare astăzi pentru înalt preasfințitul Aurel Percă, pentru că era ziua în care aici, în catedrală, în fiecare an, sărbătorea ziua sfințirii sale ca episcop și care știți că a fost mâna dreaptă a preasfințitului Petru și a lucrat așa de frumos împreună pentru binele diecezei noastre. Cred că acum ne aude, ne urmărește la televizor, să fie sănătos și Dumnezeu să-i dea succes în slujirea sa ca păstor al Arhidiecezei de București. Și rugăm pe Părintele Emil să transmită, dacă nu-i pe fază acum preasfințitul. Și, bineînțeles, felicitări încă o dată vouă, dragi noi diaconi, Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvânteze. Mulțumim tuturor pentru participare, mulțumim de asemenea celor care au transmis această liturghie frumoasă, adică Ercis Media și Maria TV, și le dorim succes în activitatea lor. Cu binecuvântarea lui Dumnezeu ne reîntoarcem la ale noastre, păstrând în suflet și trăind bucuria credinței pe care o simțim de fiecare dată în casa Domnului. Mulțumim tuturor preoților care au făcut efort să fie prezenți la acest moment de sărbătoare pentru dieceza noastră și pentru Arhidieceza de București, pentru frații franciscani conventuali. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului! Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu.